Un derby de tradiție, una și chiar un derby. Sarul, uite că se pune 3 puncte, deci nu e nimic. Eu știu să bucur atât de mult că i-a bătut pe Craiova, deci suntem un hop foarte mare în calea lor. Și cred 100% ca niciodată, nu știu, dar cred că o să-i batem la o diferență de 2 goluri. Ce părere ai, cum vor fi primiți steliști, echipa, cât și suporterii? Cum vor fi primiți? Extraordinar, ca niciodată. Sunt atât de, nu știu, nici noaptea nu mai pot să dorm. Îi primim extraordinar, de pe aștept să vină. Nu știu, dar atât mi-e drag de ei, foarte mult. Eu cred că cel mai bine, așa ca să terminăm, cred că i-aș primi cu flori de gheață. Pornit ca junior din Curtea Stelei și ridicat apoi la rangul de tricolor de FC Brașov, Marian Ivan va încerca mâine să chinuie apărarea primei sale iubiri. După surprinzătoare înfrângere de la Baia Mare, care nici acum nu pot să-mi explic, trebuie neapărat să învingem Steaua. Deci, în afară că în meciurile Steaua Dinamo tot timpul au fost derbiuri și meciuri pe viață și pe moarte, cum se zice. Pentru noi cred că are o semnificație în plus. Dacă Steaua a învins Craiova și deja are un avantaj, cred eu, destul de mare. Și eu cred că Steaua ia campionatul acesta. Deci pentru noi, ca să ne atingem și noi obiectivul, ne trebuie neapărat cele 3 puncte puse în joc în meciul cu Steaua. În momentul de față, Dinamo, după cele 5 victorii, a suferit sâmbătă la Maramureș o înfrângere care nu era după cele 5 victorii pe care le-am făcut. Avem un meci deosebit de greu vineri, să sperăm că o să-l câștigăm. Noi o să facem tot posibilul ca Dinamo să rămână în fruntea clasamentului, să lupte pentru un loc în cupele europene. În tabăra cealaltă, steliștii pleacă în partida cu Dinamo cu un moral de plus 2, adică sunt lideri ai clasamentului, iar în etapa trecută au reușit o victorie la limită, dar meritată, cu principala contracandidată la titlu, U Craiova. Nu am avut prea mult răgaz să ne bucurăm după victoria muncită și, zic eu, și meritată din meciul cu Universitatea Craiova și imediat alt examen, alt joc crucial, decisiv, cu Dinamo pe Ștefan cel Mare, cu un Dinamo care, după 5 victorii consecutive, a clacat inexplicabil la Baia Mare și sunt convins va fi un joc foarte viu disputat, pentru că Dinamo, având plus 3 la adevăr, nu va dori să cedeze pe teren propriu nimic și sunt convins că îi va preocupa victoria în meciul cu noi și în continuare puncte aduse de afară ca să prindă un loc într-o cupă europeană. Pentru partida de mâine, lotul stelist este împrospătat cu un nou jucător. Este vorba de fostul stibian Cătălin Popa, trecut pentru 2 etape și în Curtea Gloriei Bistrița. Da, cred că astăzi s-a definitivat situația lui, pentru că clubul nostru a dat 2 jucători la Bistrița. Din ce îmi dau seama, din ce înțeleg, dar practic pe mine nu mă interesează, n-au reușit să achite niște datorii. Și atunci, eu fiind interesat de un jucător care să facă parte din echipă, din lot, din echipă, acum depinde foarte mult de el, l-am ales pe acest Cătălin Popa, care e un jucător de 21 de ani, cu calități. Sper să ne fie de folos.